Bună ziua, prieteni! Astăzi vă voi arăta rețeta mea de salată cu ton de la Rio Mare. Ingrediente. Vom avea nevoie de o conservă de ton Rio Mare, 60 de grame de măsline negre, 40 de grame de mazăre fiartă, o salată întreagă, 50 de grame de porumb din conservă, 50 de grame de roșii și 2 ouă fierte. Iar pentru dressing vom avea nevoie de 2 linguri de ulei de măsline, zeama de la o jumătate de lămâie, o lingură de oțet, o jumătate de lingură de muștar și o linguriță mică de zahăr. Acum ne vom apuca de salată. Vom tăia salata prima dată. Puteți să o faceți și mai mică și mai mare în funcție de cum vă place. O ansamblăm pe farfurie. Luăm roșiile și le tocăm mărunt. Putem să le dăm în două, eu am roșii cherry. Puteți de asemenea să folosiți și roșii mari și să le tocați feliuțe sau bucățele, cum doriți. Vom adăuga acum și mazărea. Și porumbul. Măslinele. Acum vom tăia și ouăle. Pentru a orna salata. Voi puteți folosi câte ouă vreți, în funcție de cum vă place. Eu o să le pun pe margine. Acum voi pune și bucățile de ton. Și o să urmeze să punem și dressingul pe care îl vom face împreună imediat. Ne vom apuca de dressing și vom pune prima dată jumătatea de lingură de muștar. Jumătatea de linguriță de zahăr. 2 linguri ulei de măsline, 1 lingură de oțet și jumătatea de zeamă de la jumătatea de lămâie. Mixăm.
Și acum o vom adăuga peste salată. Lăsăm salata la rece o jumătate de oră și o putem servi.